Salutare, dragi fani! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Cui a reproșat Slater Colu, care a primit oferte din multe seriale după ce a părăsit serialul Emanet? Detalii sunt în videoclipul nostru. După ce a părăsit serialul Emanet, frumoasa actriță aproape că a primit oferte. Mulți producători de seriale de televiziune îi oferă silei seriale și filme pentru că faima ei a ajuns în străinătate și performanța ei în serial este foarte bună. Deci Sla, al cărui nume este menționat într-un nou proiect de serial TV, se spune că îl joacă pe Aknaknz, cel mai recent teaser a venit dintr-un serial neașteptat. Pe lângă vestea că Burcu Biricic, care interpretează personajul Nalan din serialul Fata pe sticlă, difuzat pe Canal D, va părăsi serialul, s-a spus că și Sila va fi inclusă în serial. Sila este foarte mulțumită de această situație. Frumoasa actriță, care se află în fruntea agendei revistei cu ultimele ei știri, se bucură de vacanța dinaintea noului ei proiect. Deci s-a susținut că Sla a spus cuvinte dure despre producătorul și scenaristul seriei Emanet, cercului ei apropiat, ea le-a spus prietenilor ei, au cheltuit mulți bani pe mine și am vrut recompensa pentru munca mea. Și-a exprimat reproșul. Deci, ești de acord cu Sila? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!